Această poveste este un pic mai lunguță și eu o să o împart în perspectiva mea și perspectiva fratelui meu. Povestea a avut loc anul acesta, când eram la casa bunicii mele. Înainte să aibă loc, am fost la un McDonald's în cel mai apropiat oraș de noi, fiindcă orașul nostru este prea mic ca să aibă unul. McDonald'sul respectiv era la aproximativ 20 de minute distanță de condus. După aceea, am decis să mă opresc la casa bunicii în loc să mă duc direct la casă. Pentru context, bunica mea locuiește la capătul unui drum lung de pământ. Ca să vă faceți o idee, drumul are aproximativ 500 de metri. Deci vă dați seama că îți cam rup mașina doar ca să ajungi în fața casei ei. Am ajuns în fața casei ei în jurul orei 21 și am vizitat-o pe ea și pe fratele meu care locuiește acum cu ea, de când bunicul nostru a murit. Am mâncat o trei și am stat la taclale, vorbind despre ziua fiecăruia. După, bunica s-a dus în pat și am rămas doar eu și fratele meu să scoatem cățelul afară. Asta se întâmpla în jurul orei 10.30 seara. Cât timp și-a făcut nevoile cățelul, am stat afară și am continuat discuția și am ascultat muzică. Începuse să mi se facă frig, deoarece trăim în Texas sud Est și seara se face destul de frig. Așa că eram gata de întoarcere înăuntru la căldura casei. Când am decis să ne întoarcem în casă, am observat ceva mișcându-se cu colțul ochiului lângă magazia casei care se afla la o distanță considerabilă de noi. Nu i-am dat mare atenție sincer, nu era ceva neobișnuit în perioada aia anului să apară un cerb sau alte vietăți. Pe lângă asta, dacă câinele bunicii nu a făcut deloc scandal, m-am gândit că poate mi s-a părut sau poate era de la oboseală, cine știe. După ce ne-am întors în casa bunicii, fiindcă dormea, am mai stat o vreme cu fratele meu și ne-am uitat la toate tâmpenile posibile pe YouTube. Am continuat să uităm pe YouTube, asta până când ne-am dat seama că era deja două jumate dimineața și oboseala își făcea simțită prezența, așa că eram gata să merg spre casă. L-am rugat pe fratele meu să mă conducă până la mașină și să se asigure că plec de acolo, deoarece sunt paranoic, mai ales noaptea și când sunt super obosit. Fratele meu a glumit și mi-a zis o să stingă lumina și să închide în casă. Chestii tipice, dar într-un final mi-a făcut pe plac și mai a ieșit cu mine. M-am urcat în mașină, am încuiat ușile și am plecat încet, încet. Puteam să văd luminile de pe prispă și pe fratele meu cum stătea pe treptele casei cu nasul în telefon în oglinda retrovizoare, în timp ce mă îndepărtam de casă. Am ajuns la mine acasă cam în 10 minute și mi-am pregătit niște înghețată înainte să mă așez confortabil în canapea și să-mi continui vizionarea pe YouTube. Ajunsesem în pragul în care ascultam povești de groază. Au trecut cam 15 minute de când ajunsesem acasă și mă delectam cu înghețată când m-a sunat pe FaceTime fratele meu. Am răspuns și imediat mi-am dat seama că ceva nu este în regulă. Aș putea spune că era speriat de ceva, dar nu mi-a zis nimic imediat. Așa că am întrebat eu ce nu e în regulă. Partea următoare este din perspectiva fratelui meu baza pe ce mi-a povestit el. Fratele meu mi-a zis că după ce am plecat, am mai rămas un pic afară și a ascultat muzică ca să mai stea un pic la aer curat. Muzica de pe telefon era dată destul de tare, lucru care de obicei ascundea orice zgomot făcut de animalele din pădurea apropiată. După câteva minute de la plecarea mea, a spus că a auzit ceea ce credea că sunt niște sunete de metale care se lovesc. Așa că a întrerupt repede muzica și a ascultat pentru a vedea dacă poate să audă din nou același sunet. El s-a ridicat și a privit spre magazie și grajd, care sunt adiacente una cu cealaltă, la câțiva zeci de metri distanță de locul în care stătea. Atunci a văzut o lumină slabă care strălucește între magazie și grajd, Dacă când s-a uitat mai bine, s-a stins rapid. În acel moment, vitejia lui s-a cam stins și s-a strecurat înapoi în siguranța casei. După ce și-a recăpătat suflul și s-a mai calmat, a dat o fugă până în camera lui care era în spatele casei și s-a echipat cu pușca lui veche de vânătoare. După s-a întors pe prispa casei și a văzut aceeași lumină, care acum se vedea clar că este o lanternă de fapt, mișcându-se înainte și înapoi între grajd și magazie. După, el s-a străduit să zică cu cea mai groasă și amenințătoare voce, Care-și mai acolo?" la care nu a primit niciun fel de răspuns, cu excepția unei sunet de agitație care venea din direcția respectivă, lucru care a solidificat faptul că era cineva acolo. Această poveste, totuși, are loc în partea centrală a Statelor Unite, într-un orășel cu o populație de puțin peste 1000 de persoane, iar cea mai apropiată casă este dincolo de lac sau la câțiva kilometri de drumul fermei, astfel încât nicio persoană bine intenționată nu ar veni în creierii dimineții la casa bunicii mele. De asemenea, bunica mea în trecut a mai avut probleme cu diversi dubioși care ajungeau pe proprietatea ei, așa că vă dați seama că orice fel de mișcare sau lucru dubios ne ținea pe vârful picioarelor, ca să zic așa. Sincer, nu pot să-mi dau seama de ce fratii meu nu a sunat la poliție, dar dacă stau să mă gândesc mai bine, avem un ofițer de poliție în tot orașul și ținând cont că era ora 3 dimineața, chiar dacă suna, nu ajungea mai devreme de 30 de minute la casa bunicii. Fratele meu a mai urat încă o dată să se arate și să se identifice. El mi-a zis că aproape s-a scăpat pe el când o siluetă înaltă și slabă a ieșit încet încet la lumină cu o lanternă în mână. Deși fratele meu nu putea să vadă trăsăturile distincte ale persoanei respective, cu siguranță era o persoană mai în vârstă, iar noi nu cunoaștem pe nimeni mai în vârstă, în afară de bunica noastră, în special pe cineva care se ascunde în magazia noastră la ora 3 dimineața. În acel moment a ridicat arma și a țintit spre bărbatul respectiv. După a urlat pe el, Cine dracu ești? Bărbatul nu a zis nimic, doar a început să se apropie de el încet încet. Fratele meu, în momentul ăla, a tras siguranța de la pușcă și a dat un ultim avertisment verbal omului. Jur că o să trag dacă nu spui cine ești și ce anume cauți pe proprietatea mea. Bărbatul și-a ridicat mâinile sus și a zis Stai, stai, stai calmează, te frate, cu o voce bazocoritoare, în timp ce continua să se apropie încet, dar sigur, de fratele meu. În lipsă de opțiuni, fratele meu a tras un foc deasupra bărbatului, lucru care l-a făcut să-și dea seama că nu mai era o joacă și mi era serioasă treaba. După bărbatul a făcut o piruetă de 180 de grade și a început să fugă de pe proprietatea noastră, iar fratele meu a urlat, în timp ce bărbatul o alerga, data viitoare nu o să mai ratez. După ce bărbatul a plecat, fratele meu a fugit repede înăuntru pentru a o trezi pe bunica care a dormit bolovan prin toată agitația asta. Ea nu părea suficient de îngrijorată pentru a apela la poliție. Dar, desigur, după ce am auzit asta, m-am gândit la care au fost adevăratele intenții ale acelui om. Ce vrea de fapt? M-am gândit că poate era un drogat care căuta ceva de furat. Cine știe, niște scule din graj sau nu știu. Sau, oare erau mai sinistre gândurile sale? O altă întrebare care mă bântuie legată de evenimentul ăla este de câte ori s-a întâmplat așa ceva și amândoi habar nu aveau că un ciudat se ascunde prin umbra nopții. Oare era de mai devreme acolo? Dacă m-a privit cum am plecat din casă și ne-a urmărit toată seara, așteptând să lovească, mă întreb dacă ar fi făcut ceva când am plecat, dacă ieșeam singur din casă. Nu știu de ce, dar mă sperie gândul și, în general, oamenii cu intenții întunecate. Mă rog, sper că și-a învățat lecția, țină cont că aproape a fost împușcat.